Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Suntem pe lumea noastră veche. Probabil majoritatea o știți dacă v-ați uitat la episoadele puțin mai vechi. Am făcut un episod aici acum aproximativ 3 săptămâni, cred că. Vocea mea e rip de tot, nu știu de ce. Ăsta nu prea are ce să-mi dea, așa că îi dau o bucată. Nu mă scuipați, lamelor! Uite că mă scuipă lamele! Uite, bă! Potoliți-vă, lamelor! Bun, bun, bun. Și după cum ați văzut în titlu, uite că îl omoară pe ăla, pe stăpânul lor. Ce naiba! Uite că vor să vină după mine și nu le lasă stăpânul. Doamne! Da, vă, ce mi-e rip. O să se omoare între ele, bă. În fine, nu contează. Astăzi vreau să-i facem o căsuță lui Peaky, bă. Câinele nostru stă și el singur aici și m-am gândit că ar fi cazul să-i facem o casă. Dar înainte de toate astea, bineînțeles că trebuie să trecem pe peretele abonaților. N-am mai trecut pe peretele abonaților aici de 14.000 de ani, cred că. Aparent nu avem sign-uri. Avem unul de ăsta, dar nu de ăsta ne trebuie, că am verificat un pic înainte. Niște lemn... Da, mi s-a dus rău de tot vocea. Uite, niște lemn negru, ok. Sticuri vă cam. Și hai să facem niște sign-uri. Hai că mai filmez și eu dacă e, cu vocea asta rip. Ok, cred că ne trebuia și o culoare. Avem vreo culoare? Stai așa că nu e așa. Culoare... Naiba mai știe pe unde le-am pus. Am aici o culoare. Uite, green. Super tare. Nu știu cum se va vedea green, dar Doamne ajută. Sper să se vadă bine. Mi-am pregătit deja lista. Da, ați văzut, înțelegeți. Da, mai pot vorbi dacă... Bă, ce naiba am făcut? Mi-am pregătit deja lista cu cine trec pe perete. Ok. Ar fi trebuit de aia albă, da? În fine, am luat neagră. Doamne ajută. Deci, primul este Gabi Ro. După care Shadow Robert. Shadow Robert. După care Ben 10 Carla. Ben 10 Carla. Și Teodor Andrei, Teodor Andrei, care este și membru, bă, puteți deveni membru de pe butonul ăla de join. Sau alăturete, cum știți voi. Mamă, se vede blană verdele ăsta. Mamă, este să mâncăm un cartofior. Bun, bă, asta nu aici, bă. Gata. Cine vrea să fie trecut pe perete, nu știu dacă mai știe povestea, dar vă zic acum. Primii doi oameni care lasă comentariu și încă doi care lasă niște comentarii interesante. Ok, ok. Hai să luăm ce avem nevoie și să lăsăm nebuneile astea acasă. Mamă, ce am pe la mine, mamă. Prea mult cobalt pe care nu-l vom folosi deloc. Iron, uite, am două stack-uri de diamante, bă. Bun, iron și gold le pun aici. Și chestiile astea gata făcute aici și ceva de genul. Nici de astea n-avem nevoie, dar nici nu mai avem loc. Atunci le punem aici. De lemn o să avem nevoie. Zite rog, am lemn. Și mi-a trebuit și un X. Hai să vedem, am un X. Rip voce de tot. Uite că am un X. Fortune 3. Mamă, și eficiență, forță. Ce mai trebuie? Stai să mă gândesc. Momentan doar lemn e ok, dar hai să vedem dacă avem lemn. Hai că avem lemn dacă e. Unde-i lemnul? Uite, avem de ăsta întunecat. Avem de ăsta alb. Dar numai de la normal nu avem deloc. Poate mai am prin alte chest-uri, nici nu știu. Că nu mai știu ce am făcut pe lumea asta, sincer. Bă, în schimb avem scări din astea, deci... O să folosim lemnul normal pentru că avem deja scări. Și scările sunt importante, consumă destul de mult lemn. Avem nevoie de scări la acoperiș, bineînțeles. Salutare, Peaky! Ok. Acum să văd unde-i... Uite, bă, îl ia încă mă atacă? Da, mă, încă mă atacă, nu fi nebun! Nu fiți bolun de lamelor. Ok, nu știu unde naiba să-i fac casa, sincer. Aici să-i o fac, mă? Ar trebui pe undeva pe lângă casa mea, asta e clar. Dar nu știu unde, că va trebui să-i fac ceva destul de mărișor. Măricel, cum să zic. Cum fac porcii mei. Da, cred că o să-i fac undeva aici, că să fie în loc. Ok, nu știu dacă am loc de apă aia, dar facem noi să fie bine cumva. Doamne ajută.
Hai să folosim lemnul pe care îl avem, să dăm mai întâi o formă și vedem după aia ce și cum. Piki, ce te uiți așa, să fac căsuță, băi, Piki, băi. Ok, deci avem nevoie ceva de genul să mor, deci știu cum să fac. Deci 1, 2, mamă, dar mare pare. O să fie mai mare decât credeam, deci nu pot aici, bă. Nu știu, mi se părea că sunt mai mici, este cine? Bă, tot am senzația că spre creative, nu știu de ce. Bă, Piki, bă, unde să fac, bă, casa, bă, nebunule, cățelule. Aici trebuie să o fac, n-am unde altundeva, din păcate. Uite aici, peste, bă, da, stai un pic, că lamele astea o să mă scui pe tot episodul și chiar nu am chef. Ați fost șmechere, nu mai sunteți șmechere acum, este? Hai mă, lăsați-mă că vreau să mă apuc de, să muncesc aici. Ok, dai, mult mai ok aici. Și facem ceva de genul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu știu dacă ajung. Stai un pic. Stai așa că nu e așa. Deci trebuie să fie un 8. Deci asta nu cred că mai am nevoie de ea. Da, ceva de genul un 8 din ăsta. După care aici mai mergem încă vreo 3. Și ne ducem aici. Nu știu exact cât. Am cât să mergem aici. Lăsăm două spa nu, 3 spații libere. Cam așa ceva oare să fie? Oare este bine? Opa, mă, încă o bucată mai trebuia. Bă, bun, hai să mai luăm niște lemn. A, uite aici toți copacii din lume pe care, sincer, ar trebui să-i tăiem. Că numai ne încurcă pe aici. Copăcei, o să fiți tăiați, îmi pare rău pentru voi. Bă, și aștept în comentarii sugestii pentru alte episoade pe lumea asta. Sincer, să fiu, am cam rămas fără idei. M-am chinuit o grămadă până să mă gândesc să-i fac căsuța lui Piki. Chiar nu mai am idei, eu aș posta mereu Minecraft, mai ales pe lumea asta, că îmi place ce am făcut pe aici, azi full blindat. Dar nu mai am idei, nu mai am nici voce, după cum bine vedeți. Uite că deja am luat o grămadă de lemn imediat, instant, așa. Mamă, un stec de lemn deja. Hai să vedem dacă am și făcut suficient. Cred că e suficient, că nu cred că are câinele nevoie de cine știe ce casă. Bun, bun, bun. La fix, cred. Doamne ajută. Ce o fi, o fi. Vedem după aia. Așa. Nu știu ce cel mai bun pe construcții, dar facem să fie bine. Stai că mai trebuie și aici. Pam, pam, pam. Aoleu, era să cad. Nu, să nu cad. Nu știu cam cât de înaltă se o facă, că ajunge la înălțime. Da, ajunge lejereanu. Ne-ar trebui... Hai să vedem ce facem cu scările acum. Cum le punem. Bă, tu ce vrei, mă? Vrei un cartof? Na, că îl mănânc în fața ta și ție nu-ți dau țeapă. Oare dacă pun aici ceva de genul ăsta arată bine? Nu arată prea bine, sincer. Aici mai degrabă niște slaburi, eventual... Eventual... Bă, dar n-am făcut bine, bă. Stai că n-am făcut bine, bă! Ok, aici trebuie spart, aici trebuie spart. Mi s-o părut mie că ceva nu dă bine. Așa. Gata. Mamă, că se face noapte. Și aici am pus... Stai un pic. Cred că mai trebuie să mai mergem un pătrățel. Va trebui să mai mergem un pătrățel aici, bă. Ca să o facem cât de cât dreaptă. Doamne ajută, nu ne grăbește nimeni. Abia aștept să văd cum ne iese căsuța. M-am uitat și eu la alt YouTuber să fac așa o idee și încerc să reproduc am cât de bine pot. Nu e cea mai reușită căsuță, dar cât să-și aibă nevoie pichia nostru. Mă duc să dorm, bă, că nu e ok. Uite aici, în cea mai apropiată casă, în toate casele am un pătuț. Pam, pam, pam. Apropo, Cătălin 700, un pandalin suprem membru de la noi de pe canal, dacă te uiți la acest episod, cam așa arată casa. Știe el despre ce e vorba? Pentru că este un pandalin suprem, i-am făcut o casă specială lui și i-am făcut exact așa. Numai că nu i-am făcut interiorul. Și voia omul să vadă cum arată interiorul. Gata că ți l-am arătat. Ok. Acum niște... Mai trebuie lemn, mai trebuie lemn. Îmi trebuie și niște slaburi și mai multe scări. Bă, da, repede se sparge lemnul cu toporul ăsta, jur. Nu mai țineam minte de când am mai jucat pe lumea asta. Gândiți-vă că aici am topor, nu topor la pickaxe-ul cu fărce în 3, bă. Mamă, abia acum mi-am amintit și eu.
Poți să minez la diamante cu ăla de mă satur, nu așa. De-aia am eu două stack-uri. A, chiar, uite, bă, că mi-a revenit vocea. Acum am dat seama. Nu mai am probleme cu vocea, bă, pentru că timp nu știu, dar asta e. Ok, avem ceva lemn. Aș face... Nu știu ce aș face, sincer, de fapt. Cum aș putea pune aici niște scări să arate bine? Nu știu cât de bine arată. Stai un pic să mă duc sus. În primul rând trebuie să punem... Și aici, ok. Stai să vedem dacă arată bine așa. Bă, nu cred că arată rău, sincer. O să încercăm așa. Stați așa că nu e așa. Stai că atunci putem face așa ceva. Să vedem cum ne dă și... Doamne ajută. Uite așa. Ce faceți aici? Uite, stăm, uite așa. Gata, sparge-te și tu. Și cred că arată bine începutul nostru de acoperiș. Putem face exact la fel și în partea asta la altă. Adică trebuie, nu că putem. Bun, bun, bun. Mamă, puteam să sar aproape, dar nu am sărit. Bun, nu mai am scări, va trebui să mă duc să fac scări. Asta e un pic trist. Sau am, dar nu, de fapt îmi trebuie mult mai multe de atât. Aici trebuie spartă la. Și să fac de tot lemnul scări. Nu știu ce să zic. Bă, dar stai. A, e ok. Nu, hai să facem scări. Doamne ajută. Nu știu dacă mai am vreun... Este un pic să verific și casa asta. Vă dați seama că n-am mai intrat pe serverul ăsta de nu știu cât timp. Uite că aveam ceva acolo, dar nimic important. Și efectiv nu mai știu ce și cum. Da, apare n-avem nimic, dar stai că mă arunc de la etaj. Ăla-i, direct. Am căzut bine, mă, ce tot atâta. Pam, pam, pam. Băi, deci cel mai important să... Stai, stairs. Să-mi lăsați în comentarii ce să facem pe următoarele episoade. Că vreau să facem episoade și nu mai am idei, jur. Am rămas în pană de idei. Îmi trebuie ăla ca să urc. Uite așa. Și să vedem dacă ne iese ceva. Doamne ajută! Nu știu exact cum să fac, sincer. Stai să mai pun cel puțin un rând. Un rând 100% mai trebuie. Și vedem după aia ce mai facem. Stai să sparg aia că să nu arate așa nașpa. Hai mă că te și iau, na. Ah, ok, și acolo... Nici nu știu, sincer. Nu, că știu ce fac. Acolo așa las, nu umplu, cred. Sau să umplu numai aici primul gen. Mai trebuie niște lemn. Stai că mă duc să mai am niște lemn. Uite aici, uite cum rămas lemn, bă. Bă, lemnule, vino încoa. Să distrug copacul ăsta dacă tot... Hai că pot să-și distrug dacă e. Nu ajung. Sărăcie! Mai e, mă, mai e și nu mai ajung. Du-te, naibii, lasă-mă în pace. Uite, sticuri, bă. A, și mai am o întrebare pentru toți Minecraftiștii adevărați. Aveți idee când se bagă update-ul 1.15? Că l-aștept de atâta timp și nimic, mă. Parcă își bate joc de mine. Vreau și să văd albinuțele. Ok, ceva de gen. De ce nu pot să pun acolo așa? Ceva de genul. Da, arată bine așa. Stați că vă pregătesc cu ceva acolo. Bun, acum ne urcăm înapoi să punem și pe aici niște scăricele. Una, două, trei, patru, și opa, hai că am pus-o pe asta dacă e. Aici trebuie și aici un din ăsta. Mamă, că deja mă fac mare constructor. Pam, pam, ok. Hai să vedem cam cum arată. Deci acolo vom pune ceva. Nu am lăsat spațiul ăla degeaba. Acum mi-a venit ideea. Uite, pandalinu! Linu, pandalinu. Trebuie să-i dăm un nume, mă. Ia lăsați-mi voi un nume pentru pandalin, bă. Abia acum mă gândesc. Mamă, ce ne-am întins cu episodul. Așa e. Pe lumea asta întotdeauna am făcut episoade super lungi. Dintr-un oarecare motiv. Ok. Mai avem de lucru. Mai trebuie să punem cel puțin un rând de scări. După aia mai vedem încă o dată. Iar pauză. Așa, deci. Nu, mai pun una așa și cel puțin încă un rând de scări. Hai că pot dacă e. Nu-i bai, pe lumea asta mereu făceam episoade super lungi, 30-40 de minute. Facem iară, ce contează? Știu că vă plac episoadele de Minecraft.
Iară mi se duce vocea. Aoleu, că nu mai pot. No, mă. Aoleu, ce mă enervează când stau aici pe scări și construiesc. Uite că mă tot dă în jos, în sus, în jos, în sus. Uite iar. Uite iar, Doamne, mă distruge psihic. Aoleu, n-am vrut să fac asta. M-a aruncat Tarzan. Ok. E, ce să mai facem acum? Aici cred că trebuie să punem niște scări invers, sincer. Hai să vedem din interior, le punem mai bine. Ia, vino aici, mă. Cred că arată așa bine niște scări invers, așa -i? Da, cred că e super ok așa. Facem căsuță la câine, bă. Bun, bun, bun. Deci nu știu ce să mai fac. Taca, 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 taca. Știu eu ce să mai fac. Mai întâi să mănânc. Stați așa că nu e așa. Și vreau să mai pun niște garduri. Doar că nu știu cum se fac. Pentru că nu garduri de lemn, garduri de fier. Hai să vedem. Hai să vedem. Unde am fierul? Aici am fierul. Garduri nu cred că am făcute de... Ba da, uite, iron bars, de-astea îmi trebuie. Dar nu știu cum se fac, jur. Chiar nu știu nici de unde le am pe ălea. Nu mai țin minte nimic de pe lumea asta. Iron bars, ah, ok. Ah, păi se fac lejerea. Nu mă, uite, am deja 34. Super tare. Uite că ne mai folosește și ironul la ceva, mă. Easy peasy. Da, știu că trebuie să facem un jump pe aici pe undeva. Asta e clar. Gardul nu știu exact de unde să plece. Cred că de aici. Și până în drum. Aici trebuie să lăsăm cumva o intrare ceva. Ceva de genul ăsta. Și aici un pic mai mult, să aibă și un pic de loc. Ceva de genul, cred că e ok. Doamne ajută să le fie ok. Uite bă că am făcut și garduri exact cât îmi trebuie. Ce să mai mă... Bă, exact! Mamă, deci exact, exact. Nu mi-a rămas unul în plus. Mamă! Bun. Aici va trebui să mai spargem, să mai facem noi un pic de curățenie, dar e timp. A, dar ne mai trebuie încă o tură, bă. Deci încă 34. A, și trebuie să facem de 3 ori. Și ne mai trebuie 60 ceva. Dar momentan lăsăm așa ca să v-ați făcut și voi o idee. Și aici va trebui să facem ceva de genul ăsta. Stai așa că nu-i așa. No, mă, că nu vreau, mă. Sunt curios cât o să aibă episodul ăsta, dar sincer îmi era dor să fac un episod așa lung, chill. Chiar frumos, ce să zic. Ok, și va trebui să fac și așa. Să poată urca aici căței mei. Căței mei, micuții mei. Da, ceva parcă tot nu dă bine, că e chiar așa... sau e ok? Ce să facem până acolo? Deci ne mai trebuie scări, ne mai trebuie lemn. Oho, mai trebuie să mai minăm, bă. Bine, minăm. Înțelegeți voi. E mai mult de muncă decât mă așteptam, mă jur. Credeam că fac 10 minute și o termin prea repede, nici nu știam. Și ia, uite că filmăm, stai că-s curios. De 18 minute, uai, de când am mai făcut un episod de 18 minute, mamă. Și încă nici pe aproape. Bine, de fapt am făcut ceva din ea, dar mai e de muncă. Ohoho. Ok, de tot lenul, așa. Mi-ar mai trebui niște scări, niște garduri, dacă tot mă duc acolo. Și cred că și niște slaburi sau... Ba nu, mai bine pun lemn, normal. În fine, stairs, o tură, așa e ok. Iron bars, îmi trebuiau 34, din păcate, deci trebuie să facem așa, 48, asta e viața. Bun, bun, bun. Nu știu ce ne mai trebuie, vedem după aia. Un pic am departe căsuța, dar ceea ce îmi place e că e aici cu pandalinul. Uite că am făcut intrarea exact în același loc. Ca la pandalin, îmi place așa. Cred că așa ar fi cel mai ok să facem acum acoperișul, da. Așa și facem. Olu, se face bezdă în casă. Am pus, hai că am pus bine, da. Că i-am pus super. Așa. Gardurile, dacă tot le-am luat, hai să le folosesc și pe astea. Ideea e că trebuie, vreau să pun garduri duble, așa. Bă, cum am făcut asta? A, alu. Asta cu ce naiba sparg? A, gata.
Mamă, dar greu se pune astea, bă. Ideea e că trebuie gard dublu pentru că... Aoleu, aud zombie. Cred că s-a spawnat în panda, bă. În panda lins, în zombie. Trebuie gard dublu pentru că, na, așa e generalitatea. Trebuie un pic mai mare gardul, altfel câinele ar ieși, ar sări peste gard. Poate chiar sare. Pe aici trebuie să-l las liber în voia lui. Ok. Nu e cel mai ușor să pui garduri de astea foarte subțiri, sincer. Acum știți ce mi-a lipsit? Să vină un creeper peste mine. Bă, da, tot aud un zombalou, e fix în panda, fac pariu, dar nu o să stau să-mi sparg pandalinul. Nu știu cum pun ăstea, jur. Cum se pune așa în lateral, dubios rău. Ok, hai că, da. Bă, tot cu ex-ul dau să spar, mă, nu știu de ce, mă. Bă, zici că am înnebunit. De când am mai filmat pe lumea asta, clar am înnebunit. Da. Uite că până și eu pot să sar aici gardul, deci nu e ok. Uite, mă, că am reușit. Bă, dar greu se pun astea. Bă, îți trebuie o precizie și o îndemânare de... Te nebunește. Hai să punem și scăricica asta aici. Așa. Bun. Bun, bun, bun. Mai trebuie să ne urcăm sus, bă. Hai, da, sus. A, uite, gata. Să mai punem de astea. Cred că tot ne trebuie niște slaburi să pun aici pe mijloc. Dar ar fi frumoase niște slaburi. Voi puteți să plecați de aici. Bun. Și aici, sincer... Hai să pun aici... De fapt, stai să mă duc pe partea aia înaltă, că nu dă bine dinăuntru. Va trebui să fac și geamurile, dar nu știu exact cum. Aici va fi un pic dubios. Ba nu, asta nu dă bine. Ia să aduc eu niște sticlă, să vedem ceva. Și până aduc sticlă, știu că mai trebuia făcut ceva de... A, niște slaburi. Ok. Zi, Doamne, te rog că am sticlă, că dacă nu-i nasol. Slab, 6, hai să facem 12, că nu știu câte îmi trebuie. Sticlă, uite, bani, 5, 6, perfect. Pe lumea asta am tot ce vreau, pur și simplu. Întotdeauna am avut tot ce am vrut, nu mi-a lipsit nimic. Am și cățelul. Bă, cățelule, ți-am făcut o casă. Trebuie să mai aducem căței, nu se poate. Prea mare casa pentru el. Da, deci dacă pun doar așa, cred că o să arate dubios. Aoleu. Cred că o să arate dubios, oare pot să mai pun acolo o din asta? Hai că pot dacă e. Cum aș putea face aici să nu arate dubios? Arată un pic cam dubios. Da, așa, să spargem alea de sus, că chiar îs degeaba, nu știu cum să zic. Aici jos aș pune geam, sincer. Stai așa că nu e așa. Pun geam aici. Nu nimeresc așa. Și acolo gratia, să vedem. Gata, frate, am pus gratii. Na, pe cât să fână ai, că să fână am reușit să fac ceva mai bun de atât. Stai, să văd cum arată din interior. Doamne ajută. Hai că arată dacă e. Ce costă aici, mă? Arată urât, mă, ce naiba. Mai degrabă aș lăsa liniile alea așa numai. Sincer. Sincer, așa arată decent. Am putea face și niște gemulețe. Ceva de genul ăsta. Da, e ok așa. Stai un pic să iau ăla, că mă enervează cum plutește acolo. Gata. Am rezolvat. Bun. 8-ul ăsta parcă tot ar trebui dat. De fapt, nu, că după aia nu mai e loc aici. Nu, așa, mai bine lăsăm așa. Asta este, că să fânai, că să fân. Și intrarea, sincer, o lăsăm așa, de fapt, numai că trebuie să punem și pe jos. Cam mult de muncă, bă, ne mai lungim 24 de minute. Hai, mă, că facem treabă, ce naiba. Se uită lumea, ce tot atâta. Eu terminăm casa, apoi până postez eu episodul ăsta, aoleu. Deci, în primul rând, am niște lână, asta e întrebarea mea. Aici țineam lână oare? Că nu pare să am deloc. De nicio culoare, ce naiba. Alo. Mossy cobblestone, doamne, de ce am așa ceva? N-am lână deloc, bă. Asta nu e ok. Nu este ok. Ce mai căutam? A, uite, și așa ceva am avut nevoie. Ok, un cauldron de asta. A, nu, încă unul. Hai să iau două. Bun.
Bă, da, cum să n-am lână absolut deloc? Știu că am afară oile, dar totuși. Dubios. Obsidian. Ideea e că vreau să pun ceva pe jos și nu știu exact ce. Ce aș putea pune pe jos? Aș vrea să pun lână, că lână e moale pentru căței. Aș mai putea pune pozol, dar nu am pozol, am numai 3 bucăți. Nasol. Foarfeca, pe unde o am foarfeca? Unde sunt uneltele aici? Foarfecă, bă, ziceam că am tot, dar aparent, uite că nu am chiar tot, bă. Stai așa că nu e așa. Trebuie să-mi fac foarfecă, bă. Și să luăm lână. Ok. Nu știu exact dacă putem pe episodul ăsta, că... Da. Oile mele sunt toate colorate. Mie nu-mi trebuie colorată, îmi trebuie albă. Ok. Așteptăm să crească iar lâna. Trebuia să mă gândesc la asta la începutul episodului, bă. Dar nu m-am gândit acum. Cât să fă, n-ai cât să fă. Bă, da, aici nu dă bine deloc. Așa. Și geamuri, bă, cum să nu pun geamuri? Ce ai, ești bolund? Așa. Cred că ar trebui să punem... A, aici sunt deja geamuri, ok, am uitat. Pe aici pot intra... ăla-i. Hai să punem și coldronul, mai exact de aici o să bea apă și de aici o să mănânce căței. Trebuie să aducem și o goleată cu apă, la asta nu m-am gândit. Și ideea e că interiorul trebuie făcut și pe aici, dar nu am lână. Am două bucăți în pana mea. Trebuie să pun pe jos doar lână. Ok. Și, bă, dar totuși, parcă ar trebui să-i fac mai altcumva intrarea, dar nu, n-are sens, cred că e ok, Doamne ajută. Mai trebuie o goleată cu apă și niște ghiveci, hai să vedem, avem brick. Ca să nu ne mai lungim și o termin eu probabil fără să mai filmez și după aia vă arăt pe alt episod, cel mai ușor așa. Bine, în principiu e gata, dar na, mai sunt câteva chestii așa micuțe. Avem clay, cam puțin tel, sincer. Ghivece n-avem oare? Nu, bă, pe aici încă nu știam de ghivece, de nebunit de astea. Sau, nu, stai, brick îmi trebuie. Uite, mă, avem brick. Ok, nu am ce face cu clay, acum mi-am adus aminte. Și ne trebuie vreo 8 ghivece, cred că. Pot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Mamă, când ne ajungem la limită. Și niște flori, de fapt, stai, avem ceva flori. De fapt, nu, că luăm de afară, ce tot atâta. Ne ducem în pădure după flori. Haide, Piki. Ți-am făcut căsuța. O, stai așa, că nu e așa. Trebuie să mă urc aici, așa. Ok, și să punem ghivecele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mai am nevoie de 4, bă. Hai că am calculat dacă e. 4 ghivece mai trebuie și flori. Flori aș vrea de ele albastre, sincer, că îmi plac cel mai mult. Și trebuie să-l aducem și pe Piki, bă. Piki vine după noi, așa e? N-am mai folosit un câine de mult timp. Folosit, bine, știu că sunat un pic dubios, dar na. Pot, mai trebuie 4. 1, 2, 3, 4. Mamă, la limită! Hai să vedem dacă avem flori. Florile... Nu sunt flori. Nu avem flori. Avem ouă de găină. Bun de mâncat. Ok. Vă place, bă, ce mi-a ieșit aici mie? Se pare ok. Se poate mult mai bine. Trebuie să mai umblu. Dar e ok. Chiar ok. Bun, merg după flori. Și cam așa aș vrea să arate. Acolo, eventual, mai putem face o schimbare, ceva, dar nu știu ce. Recomandați-mi voi. La intrare trebuie să pun ceva poartă și pe jos, pe aici, trebuie să pun altceva. Gen, pe asta, lână. Dar pe... Na. M-am lungit cam mult cu episodul și deja avem 30 de minute, bă, și n-are sens. Ok, ați înțeles cam ce vreau să fac? De la spate cum arată, hai să vedem. Da, nu-mi plac bările alea, trebuie să facem ceva acolo, trebuie regândită treaba aia. În rest, mi se pare chiar ok. După cum vă ziceam, de aici o să mănânce mâncare, de aici apă, dar încă nu le-am pus. Da, o să pun. O să sparg astea momentan, că nu mai avem nevoie de ele și o să termin eu asta altă dată. În schimb, vreau să-l aduc pe Piki. Pam, haide Piki. Nu fi. Așa, haide. Haide că te-am adus acasă. Ți-am făcut casă, câine nebun. Haide. O să te pun să stai aici momentan că nu ți-am făcut poartă.
Așa. Da, o să-ți dau drumul să te plimbi după aia. Cam asta a fost episodul. Cam asta e căsuța. Nu vă pot arăta mai bine. Ba, da, pot. Stai, vă arăt. Nu uitați de un follow pe Instagram, video.700, un share, un subscribe plus clopoțel. Știți voi acolo ce aveți de făcut. Să-mi recomandați în comentarii alte idei de episoade. Cam așa arată casa. Mai am un pic de lucru la ea, dar e ok. Am mai prins formă un pic pe aici. Și noi o să ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!